Elevii ai Colegiului Național Tudor Vladimirescu au participat în perioada 1-6 noiembrie la prima activitate de mobilitate LLT a proiectului Erasmus Plus Robotics as a Tool to Prevent Bullying în regiunea Sarema, Estonia. A fost prezentată activitatea școlară și extrașcolară, precum și activitatea derulată în cadrul proiectului. A fost evidențiată principala realizare a proiectului de până acum. Dispozitivul cu recunoaștere vocală Blink Blink Bully, psiholog de buzunar, creat de elevul Vlad Alexandru Pătrulescu din clasa 11-a, care stabilește pe baza unui chestionar profilul de posibil agresat sau agresor al celui chestionat. Acest dispozitiv, premiat în cadrul proiectului, a fost prezentat și la Târgul Regional de Științe și Tehnologie Code Kids Fest Revoluție 2021. Materialele realizate în cadrul proiectului de către echipele celor 6 țări partenere pot fi accesate pe website-ul proiectului.